Republicii Moldova, prin prezent anunț faptul că astăzi am depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală pe acțiunile administrației publice centrale, Guvernul Republicii Moldova în special, care încalcă grav prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova. Mă refer la campania privind organizarea unui referendum constituțional și anume implicarea administrației publice centrale în promovarea acestui referendum, deși oficial Republica Moldova încă nu a intrat în perioada electorală. Nu a început campania, nu sunt înregistrați concurenții electorali, căci în cadrul campaniei pentru organizarea unui referendum, codul electoral prevede procedură de înregistrare a participanților în cadrul acestei campanii și nemijlocit candidații înregistrați, participanții înregistrați, au dreptul să promoveze ideile pentru acest referendum, ori eventual să vină cu idei de boicot, ori votul pro, împotrivă. Am încercat și am inițiat audierile parlamentare a Comisiei Electorale Centrale să vină și să ne clarifice de ce Comisia Electorală Centrală nu reacționează la utilizarea resurselor administrative. Miniștrii, conducători de instituții, plenar sunt implicați în această campanie, deși, repet, este foarte important, încă nu suntem în perioada electorală. Totodată, strigător la cer este și faptul că reprezentanții guvernului, cât cei din Chișinău și așa reprezentanții în teritoriu, impun autorităților locale să implice în campania privind promovarea acestui referendum. Sunt și alte date care arată faptul utilizării resurselor centrale și punerea în aplicare a rezervelor sau resurselor ilegale, acele instrumente care vin să influențeze ori poziția administrației locale, ori poziția cetățenilor Republicii Moldova. Strigător la cer este faptul că pe site-urile autorităților publice, cum este Agenției Servicii Publice, Portalul Național al Instanțelor de Judecată, precum și paginile fiecărei judecătorii, cursuri de apel, Serviciul Fiscal de Stat și alte servicii publice, pe site-ul lor oficial sunt plasate informații despre acest referendum și totodată chemarea atenției alegătorilor, cetățenilor la vot la referendum. Repet, a treia oară, încă nu suntem în perioada electorală și asemenea chemări nu sunt legale. Și evident că aceste chemări nu au ce căuta pe sursele oficiale, fie și paginile electronice a instituțiilor publice care trebuie să se ocupe de sarcinilor nemijlocit oferite de lege, care au să asigure venituri la buget de stat, ori au de prestat cetățenilor servicii de calitate, ori în fond au sarcină de a schimba lucrurile spre bine în diferite domenii. Aceste servicii centrale a statului, administrația centrală, se ocupă cu referendum din banii publici în timpul său de serviciu. Codul de bune practici în materie de referendum prevede egalitate de șanse și implicarea și implică neutralitatea autorităților administrației publice, în special referitor la campania pentru referendum. Adică se vorbește despre faptul că autoritățile publice centrale, Guvernul Republicii Moldova, nu poate deveni o parte a procesului electoral, fie este vorba despre campania națională în cadrul scrutinului național, alegerile parlamentare, locale, prezidențiale, ori, dacă e vorba de referendum, autoritățile centrale nu trebuie să influențeze rezultatul scrutinului printr-o campanie excesivă și unilaterală. Se interzice utilizarea fondurilor publice de către autorități în scopuri de campanie. Am citat din lege, am citat din codul electoral, am citat din codul bunelor practici electorale. Asemenea, cerințe se conțin și în cadrul legislației naționale și totodată se conțin și în multiple recomandări venite din partea organismelor internaționale, în special cele europene. Adică nici structurile europene
nu văd pozitiv implicarea resurselor publice, resurselor oficiale ale statului, banilor publice în campanii electorale. În manieră obișnuită, astfel încât să fie păstrat echilibru între exercitarea angajamentelor sale și influențarea necorespunzătoare a rezultatelor referendumului, se conține în Planul Național de Acțiuni. Adică, dacă vorbim mai simplu, Guvernul Republicii Moldova astăzi încalcă codul electoral și încalcă mai multe norme naționale în acest sens și a devenit părtinitor, a devenit jucător activ în cadrul campaniei pentru referendum cu utilizarea și distribuirea materialelor ce conțin elemente de agitație electorală. Asta este subiectul de adresare la Comisia Electorală Centrală. Așteptăm o reacție clară, o reacție profesionistă bazată pe norme legale și nu pe interpretări și nu pe viziuni politice. Dorim să obținem argumentare juridică din partea celor de la CEC, de ce astăzi CEC-ul nu reacționează în situația în care banii publici, resursele oficiale statului, funcționarii publici, instituțiile publice sunt implicate în campanie de promovare a referendumului înainte termenilor legale acestei campanii. Strigător la caz, la cer este și cazul cu semnăturile electronice, atunci când cei care accesează prin intermediul semnăturii electronice, accesează deci, datele lor în formă electronică, și acolo, în cabinetul respectiv electronic, utilizatorii semnăturii electronice da, găsesc trimitere, găsesc link-uri și găsesc date despre referendumul inițiat de actuală guvernare și totodată cu chemare foarte clară ca cetățenii să participe la referendum 20 octombrie. Adică guvernarea ne arată că scopul lor politic, scopul lor partinic, scopul lor ingust de grup este mai important decât norma legală. În final vreau să reiterez faptul că acest referendum nu este despre integrarea europeană. Noi abia am început negocierile cu UE. În mod normal referendumul se petrece după finalizarea negocierilor, atunci când țara primește un set de condiții, atunci când țara a făcut teme de acasă și atunci când cetățenii pot lua o decizie asumată, având ca bază da, toate datele problemei. Acest referendum nu este despre integrarea europeană, el nu este despre aderarea la Uniunea Europeană, el este despre modificarea Constituției, adică un element care nu are nimic comun cu integrarea europeană. Acest referendum este inițiat doar cu un singur scop, de a distrage opinia publică de la subiectele importante din politică internă a statului, de a fugi de responsabilitate pentru situație în domeniul economic, în agricultură, colapsul în domeniul social, închiderea școlilor, închiderea instituțiilor medicale. Acest referendum este doar o unealtă în mâna guvernării pentru a duce discuțiile în cadrul alegerilor prezidențiale în total altă direcție și este un subiect, în opinia noastră, fals, de aceea că alegerile prezidențiale trebuie să fie despre ceea ce a făcut sau ceea ce nu a făcut Maia Sandu. Și dacă cetățenii Republicii Moldova sunt mulțumiți de actuală conducere a țării. Înțelegem bine că Comisia Electorală Centrală astăzi este o instituție controlată politic. Asta se conține și în raportul OSCE-ului pentru Moldova. Dar, oricum, credem că această sesizare, ca și alte acțiuni a opoziției, va demonstra faptul că nici Comisia Electorală Centrală nu este obiectivă din punct de vedere politic și nu este echidistantă și nu este liberă de influența politicului. În mod normal, ca și un răspuns logic juridic la sesizarea noastră, CEC urmează să constate implicarea resurselor administrative și implicarea administrației publice centrale într-o campanie națională de referendum, ceea ce este contrar legii. Vă mulțumesc!